Întrucât astăzi este duminică, să ne și distrăm puțin. Voi încerca unul dintre cele mai iute sosuri din lume, 20 minutes burn. Are you brave enough? Acesta este. Ce mai scrie? Grown men have tried, grown men have cried. Deci, bărbații l-au încercat, bărbații au plâns. Ingrediente. Fresh butrolochia, suc de ananas, mango, roșii, extract de capsaicină 7,3 milioane, melasă, ierburi, condimente. Să vedem. Nu mi-am adus nici lapte, nici smântână, nimic care să mai ia din iuțeală. O să caut să mă descurc fără niciun fel de ajutor. În mod normal, grăsimea e cea care ajută la anihilarea capsaicinei și o face mai suportabilă. Miroase. Mi se pare destul de frumos. Am pus 3 picături și încă ceva. Ca să se vadă, sper că se vede. Și am să o iau și nu o să o închid direct. Am să o țin ca să se simtă, să ardă cât mai tare posibil. Și vedem ce se întâmplă. Sper să mai ia sughițul. Pardon. Mamico. M-au luat ăștia de căldurile. Cred că nu mai am nevoie să deschid centrala în seara asta. Să vad și din gurița că e curată. E ideea că chiar dacă mi-au dat și un pic lacrimile, cred că pot și mai mult. Am văzut un extract de 9 milioane. 9,4 milioane.
dar nu se găsește în România, este doar în Anglia. Îți văd dacă pot să comand de acolo. Mi-a trecut sughețul. Deci, da. Urmează, îl voi lua mâine la servici. Am să dau și colegilor câte un pic. Să vedem că eu... Despre mine se știe că eu pot să mănânc foarte, foarte iute. Dar, într-adevăr, deci acum nu simt decât... Parcă am mușcat o gură de soare. Să vedem cât... Nu m-am uitat la ceas. Ar fost interesant să vedem cât ține, dacă simt chiar 20 de minute. Scuze, cred că am început să... Îmi curgă și nasul un pic. Stați liniștiți, n-am COVID. Cred că am început un pic să mă obișnuiesc. O să termine și bateria de la cameră. Când se termină, am oprit filmarea și revin cu partea a doua de la colegii mei. Nu mă duc să beau lapte. Deci am să stau așa până când simt că îmi trece. Acum simt și nas. Dar oricum, e clar că pot mai mult. Abia aștept să văd să cumpăr o sticluță de 9 milioane. 9 milioane de unități Scoville, așa se cheamă. Scoville Heat Unit în engleză, adică în traducere liberă, unități Scoville de iuțeal. Trebuie să mă să-mi suflu nasul. Deja mă simt mai ok. Deci, apropo, 5% din oameni nu simt iuțeala. Și, într-adevăr, pot să mănânce orice. Oricât ar fi de iute, că nu au receptorii necesari. Și n-au nicio problemă. Dar mine nu e cazul de așa ceva. Chiar o simt. Dar am învățat să o tolerez. Și îmi și place. Place foarte mult. Să mănânc cât se poate de iute.